aici s-a trecut măcelul. Dimineața tot a fost curat, spălat, era groaznic, domnule. Nu se vede că e spălat pe deal. Dar aici sânge închegat, urme așa de oameni, o tras cadavre, pepinienii scăiesc. De ce ne întâmplate aici, pe teritoriul nostru? Și nu avem ce ascunde. Ceea ce a fost, a fost istorie. Ca primar pot să zic să-mi cer scuze în fața rudelor, comunității evreiești, de cele tragice evenimente care s-au trecut sau s-au permis să petreacă în comuna Pepieni. Bună ziua! Cercăm să aflăm ce s-a întâmplat cu evreii de la Pepieni. Am avut tot strada asta populată de evrei. Când ăștia oameni nu ținem noi minte de județ. Noi ne-am născut. Noi suntem bătrâni, dar nu... După ne și... Dar nu cred că n-ați auzit ce s-a întâmplat cu ei, unde au dispărut. I-am cunoscut ce a fost cu dânșii. Păi tocmai că vrem să aflăm exact de la martori, mă dat ce știi că s-a întâmplat. Eu trăiem acolo, la val de magazinul ăsta. Avem un mahalajeu, Mișa Talpalas, mehanicul nostru. Cam de o seamă era. Ei, da, el avea minge, îmbla mai îmbrăcățel, mai... Ne mai jucam cu mingea, iarna ne dam de asanea, vara ne jucam ca copchei, așa. Și în școală cum vă împăcați? În școală... Învățați împreună, în aceeași împreună, clasă? Împreună, da, ea cu o clasă mai înainte, o mai urmă. La recensământul din 1930, apoi erau în Pepieni cam la 200 de evrei. Inclusiv Răzălăi, Bălășești, da, Slogani. Da, da, și Prepița. Aveau și ei biserică? Aveau lor, sinagoga lor aveau. Pe unde? Unicata Modicătura, pe de la Vale. La Vale și era acolo. În școala primară am avut în clasă vreo 7 colegi evrei. Și, cum, ca copii, ne jucam împreună, jucam drept. Ei plecau la lecții de religie, preotul venea și citea religia, ei plecau. Și n-aveau lecțiile lor de religie, mozaică sau... Aveau școala lor. Evreii erau concentrați în centrul satului. Mi-ați puteți așa pentru evrei, pentru noi, să ne spuneți ce vindeau ei, care era ocupația evreilor aici? Majoritatea evreilor se ocupau cu meșteșugul. Cizmar, croitori, cojocari, boianjii. Și înțeleg că aveau și o casă de rugăciuni pe lângă unde e clubul acum, nu? Da, era, avea două camere. Într-o cameră era sinagogă, unde se rugau, într-o cameră era școală. Prima a avut de suferit familia lui Srul Klinger, pe care puterea sovietică a deposedat-o de avere în iunie 1941 și a deportat-o în Asia Mijlocie. Dar evreii rămași în sat aveau să sufere și mai mult peste o lună, atunci când a revenit administrația românească. Toată familia a fost ridicată, domnule. Și 20 de ani în urmă, fix, a fost. A fost aici. Cam cum o cheamă? Sofia. Sofia Klinger. Într-o clasă cu mine era, și, dar e întățiva, întârzie la școală. Și în văstoriu o știu, sunt noroasă încolo. Și o izgheu copiii. Dar eu îi luam apărare, știi de ce? Nu de șec, eu eram eu. Dar ei venea cu iozdan plin cu prăjituri. Și el mă servea și eu îi luam apărare. Tata lui Mișa îl cheama Haim, dar pe așoș îl cheama Strulea. Tot Talpalaschi. Tot Talpalaschi, frate. Văd eu grămădit și-o lua, dar eu pe o poartă, și o poartă era de scânduri,
M-am însuit, mă uitam și strâng, dar oamenii s-au cam împrăștiet, au fugit oamenii care erau pe acasă. Eu luat grămăjoară și care plânge, care fumei și copii. Dar moșneagul unul cam bătrân tare, moșneagul. Moșneagul nu putea merge și tot îl mânea unul așa. Hai, hai, moșne, hai. Îi scotea pe oameni cu deasălă, prin băieți care erau de armat, îi obligau să ducă la... să-i grămăiască, să-i... și el, să-i... știu ce-au făcut, nu, n-am văzut, decât până auzite. Tata a fugit cu niște maharajii, cândva prin sat și cata care să-i, să-i iei divale la, la ajutori. A venit bunielul meu, carul. Haideam, haideam, că, că nu-i bun. Și ne-am dus la ustân. Dar lumea tătă ieșea din sat. Mm-hmm. O ușit de ani care o trântit bordei, nu știu care, o trântit o bambă în casa aceea unde erau ștani. Matașa i-a auzit. Așa am auzit, nu? Dar n-ai văzut. Nu, dar de unde se vede că îmblam așa ea? Că m-a luat tata și m-a duce încolo cu braț, cu boie și... că apoi ne-a luat și boie. Când era joc mai tare, am zis că s-a mânezat oameni cu boie, cu carne și a dus pe evrei încolo. Îi las că i-a dus, dar de ce i-a dus? Dacă era dintre morți. De ce a murit? Deci ei și erau 200, dar eu... vorbesc că au omorât peste 300. Foarte mulți evrei au venit aici cu gândul că a să-i salveze David Klinger cu el. Vin românii și el cu românii au stat bine. Și românii ăștia, operativul lucrat. Drept că au mobilizat, el a anunțat în stradă toți primilitari și toți supuși militari, chiar am o să vie la, la post. S-au dus, mulți. Și eu au format grupe la evrei și lușeți în coașă. Eu grămăzit într-o casă aici pe stăț. Și eu închis și deși păză tot lumea noastră. N-am ieșit și faci că îi pune și dacă nu, păi eu știu și... Auzeam așa de lume că zice că te-o, își dau că ieșe. Striga, dă-mi o can de apă de aici, bă, cu sapă în cap. Mama avea cu croitoria să avea chestii. Și eu o transmis pentru un premilitar, că el nu știe ieșul. Ea spuneți că să vie la mine, că am o socoteală cu dânsă, dar mama știe socoteală. Ai, roza și ceri ceva de mâncare. O făcut de brânză cu smântână, m-am dus cu mama. Eu întrebat acolo jandar și o chemat pe dânsa la fereastră. I-a dat mama și ea și ea rădătoare și mai vorbea nu știu cu dânsa, dar el o să repede ai. Nu se poate mult de stat. Nu a murit și nu a ieșit. Da, a fost asta, asta a fost. Mașina de cusut a Rozei Solomon a fost identificată recent în sat și a fost transmisă pentru păstrare la Muzeul Holocaustului de la Washington. Fotografiile aparatului și ale foarfecelor croitorese evreice, cu descrierea faptelor din 1941, apar pe pagina de internet a instituției. Deocamdată sunt singurele obiecte rămase până azi de la evreii din Pepeni. O stat vreo 4 zile închiși acolo. O să duc sarmane, o să duc strigă apă, apă și nu mai ajunge apă la dâns. Auzăm ata sau tot spus? Ei, auzăm, dar auzăm de lume că strigau ca apă. Dar cine le-a dus apă, Dumnezeu îi știe, dar păcat au că eu ușesc. Păcat, cine eu ușesc, păcat. Întâi o granată o dat, fierea s-a dat o granată. Acolo în cameră, așa închip și era. Mulți au murit, mulți au rănit și am zis ce puteți să fie acolo. Și apdeam ăla, fereastră împușcau. Împușcau. Cine a împușcat? În afară de bordei și subalternii lui, doi, trei? Ei, și ei, jandarii erau doi și un jen.
un sergent. Șef de post, cu, erau patru de tății. Dar oamenii din sat i-au mobilizat. I-au mobilizat și eu spus, la mână, nu te împuși, te împuși și eu pe tine. Dar sunt unii care s-au dus de bun voi. Băi, lumea e diferită. Eram antisemiți. Și Dani, ea se ușă de ea. Am aia, dacă auzi un pușcând, nici nu spare nici găini, nici câini. Dar atunci, ui, e satul, bă, ce câini. Trebuie zară mare. Tata, știu că a venit cu niște maharajii. A venit și ei mari, mari șoate în sat. O și Zdani. Da, care au dovedit, au fugit. Au fugit și din primărie au fugit. Aici la maharajiu ne-au ieșit cu tațul și cu măsa, l-au luat pe dânsul și pe soșa, chiar am emite. Și au ieșit pe o fereastră, era un om și-a dat drumul. Zic, hai ieși, dacă poți ieși. La procesul repetat din 1954, Sofia Zaslavski, născută Talpalatski, era martoră și n-a confirmat că cineva le-ar fi permis să fugă. Tot ea estimează că în total 9 persoane au reușit să evadeze din fosta clădire a primăriei de la Pepeni. Și mama lui Mișa a opălit unul cu șuropăle și a rămas acolo. Dar omul a văzut omul ei cu fumeiul. O să redeam și unea vesă. O luat aici doi băieți, cum o luat și-o fugit încolo și-o dus. Și-o scăpat. O scăpat și-o dus la un om, știu la și om, la Vasile Ursu. Peste pe 20 de oameni au participat. Din sat? Din sat, da. Unii împușcau, alții aveau... Diferite misiuni acolo. Dacă ați șed la ferești, cu săpile, cu toparele, dacă îndrăzneți, îl pocnești. Apoi merge și am o vorba de mic Sadovei, om de, cum, fără minte, bolnav de arme mental. Și l-a pus șeful la o fereastră, păzați fereastră. Și când l-a arestat, și l-a întrebat, ai ușit? Nu, eu n-am ușit nici un jdan, n-am ușit. Da, și e care, parcă și ea, nu știu cum, dar ce ai făcut? M-a pus bordei, spăzăți fereastra și e cărmizan. După fereastră și ea zice că a fugit mulți. Nu, nici unul nu a fugit când se înșe, când îl pocneam cu sapa în cap. Dar n-au ușit. Dar n-au ușit. Dar oare dacă se ridica să-i apere, nu era mai bine, mai cinstit? Poate nu temeau. Nu, lumea nu o să-mi facă rău cu dânsul, nu, nici de ce nu. Și atunci de ce au participat unii? De ce le-au jefuit casele? De ce au acceptat să te zvârliți în bortul aceia să-i mănânce lupe și tot câine? Tot nu de alb de noi. Nu le-au făcut niciun urmând, niciun semn? Nu, nu de alb de noi, nu alb de noi. A noștri din sat, ce erau străini? Din sat, dar nu... Eu pus pe ceia, cred că eu pus. Prima ta, dacă te-ar pune să tragi cu furca în oameni, ai trage? Nu, dacă te-ar pune cu deasăra, ce-ți faci? Te-ar pune pușca în scenare? Ce vinovat evreu care numai printre este evreu a fost omorât? Ce vinovat acela care l-a scunat la miezul nopții și a spus, ia căruța, așa, și pleacă și pune cadavrele acolo și dule. Nu impus că a fost gros, că a fost bursanul. Ei au fost impuși. Pe noi ne interesează ca să nu mai fie acest eveniment, să-l condamnăm. Că așa ceva act antiuman, să-l omori pe om numai de ce că este om, că e evreu, sau că e de altă naționalitate, sau de altă religie, sau de altă rasă, la urmă ori. Deci sunt niște lucruri diabolice, descreierate ale unor mari conducători, care au pus în baza politicilor acest fapt antiuman. Tragedia a avut loc la 16 iulie 1941 și va fi o pată neagră în istoria localității noastre, deoarece anume în centrul satului au fost executați cei 300 de oameni nevinovați, cei 300 de localnici, cei 300 de evrei care locuiau la noi în localitate. A fost o perioadă groaznică, tragică, catastrofală, aș putea zice. Holocaustul a fost o lecție pentru generațiile următoare și rămâne pentru noi ca un avertisment dureros al istoriei.
trebuie să fim vigilenți și să folosim educația ca un instrument în combaterea crimelor antiumane. Și dacă te punea pe mata să împuști, să dai cu furca în oameni, așa aveți să faci? Eu sunt armată, eu sunt armată română, proastă a fost, a fost o prostie extraordinară, băieți. A fost, te-a pus, dar tu ai făcut armată? N-ai văzut, dar nu știi, dar și ai venit cu microfonul ăsta, dar așa. Tu nu știi ce înseamnă, dacă soatul ăsta, precasc, duci în lupt, trebuie să duci înainte. Da, dar, la război lupt soldați cu soldați, dar în sat au fost omorâți oameni civili, da, corect, bătrâni, corect, copii, femei, gravidă era ora. Mare zel a fost, dar cine au zis? Români și cu nemță. Nu era niciun neamț la noi în sat. Tu greiefi leacuri, astea au fost români, dar. Nu are face, asta e pricazul fost, asta e pricazul fost. Ascultă! Ce-ți de mori, tu stai de mori. Ascult, dar de unde? Așa la moldovanul, așa la avea pușcă. Da. Ia spune tu ei. Ia răspunde. A noștri, a noștri oameni. Nu, a noștri oameni. Erau câțiva dezertați din armata rusă. Ei, tu ascultă, de unde a avut el pușcă și în pușcă. El nu e împușcat, eu ușesc cu sapă. Eu ușesc cu sapă. S-a dus prin la casă lor, o răbuit, o luat bogății de la dânsul. Și pe unul, pe altul, spus, e că așa, așa, l-au luat și-au luat și-au ridicat tot așa în noapte. I-au dus. I-au dus. Despre cine știi că a fost dus? Of, nu vreau să mă împic într așa ceva. Mai sunt neamuri, sunt copii încă. Nu vreau. Chiar că zice așa, așa, l-au luat, e că așa, l-au răbuit. Luat valuri de materie, că așa, l-au luat de la ștai. Sunt ță oameni vinovați atunci pentru ce au făcut? Oare doar să tem eu de pedeapsă? Fie să tem eu din drâns, mai sunt ță și avaș. Dar mă tind tot să tem eu de-am. Care au făcut, care nu au făcut, dacă era tărăborist așa. Tot erau cu frică. Dar s-au făcut judecată după aceea, pe unii i-au băgat la închisoare, care au pușcat pe câțiva. S-au făcut bună dreptate. Doi dișe din mahala asta. Și adiem îi să vedem ce face acolo. Acolo umblau prin prejur, umblau jandari, umblau și unul a fugit, dar pe unul l-a apucat. Unul Vasile Manaev. Aislantul a fugit, a sărit, pe unul a sărit și a venit acasă. Vasile l-aștepta, nu a mai venit. Și l-a luat acolo și cine știe, ușis. Dar l-a luat, l-a ridicat. Procesul a avut loc în timpul războiului și s-a desfășurat în limba rusă. Instanța de fond era Tribunalul Militar Sovietic de la Bălți, în baza legilor ucrainene. Peste 10 ani, cazul a fost revizuit. Au fost audiați alți martori, supraviețuitori. Ultima revizuire a avut loc în 1994, când cineva dintre urmași a cerut reabilitarea unui condamnat. Dar i-a fost refuzată cererea. Ștaman aici, în veciul ăsta, erau închiși, ca la închisoare, vreo câțiva activiști de partid din sat. Iată lemnul de 100 de ani. Pietrele sunt cam prăbușesc, e cam avariat. Dar e singura construcție rămasă de atunci. Și aici erau închiși martori. Câțiva martori. Și de aici, în direcție, ce e vedea? Și-o mărturisit. Activiști puterii sovietice erau închiși în Beș. Când mergea măcelul, masacrul, ei erau în Beș. Și ei, după aceea, au fost marturi în procesul de judecată, că prin crăpăturile astea de lemn, de aici, de sus, de pe scări, au văzut în clădire ce e, cum s-a întâmplat măcelul pe 16 iulie. Spre poate. Au făcut chiar reconstituire, au venit și au văzut dacă se poate de văzut așa ceva de aici. Și s-au confirmat că da, ei sunt buni martori. Că clădirea eu a fost aici, iacă, noi când ne jucam, iacă aici au fost disărit în lungime. Și terenul sportiv, terenul de voleibol și o bucată de baschet, se vede... Fundație. Uite, domnule, ce de operativ. Eu omorât. Eu ușis, o dov de sicare. O să ducă la... și o dădă și să fugă.
În revista Jandarmeriei din vara anului următor, episodul fugii din 17 iulie 1941 este prezentat ca o faptă eroică, iar șeful de post, Ion Bordei, cu subalternii lui, au fost distinși cu ordine militare, probabil pentru masacrul din Ajun. Care au fost luați, cum să spun, și slujeau la români, știi, erau nevoiași și că era jandarm român, știi. Jandarm român au fost supuși de nemți. Ei nu supuși, doar de marșal Antonescu a luat... Cine, știi. S-au făcut aliații cu... Hitler. Cu Germania, cu armata lui Hitler. Și dacă au făcut, erau aliați. Bun, dar aliați în război, să rupte cu bolșevicii, să eliberezi pământul. Dar de ce să omori cetățenii români de origine evreiască, femei, copii, oameni civili, de ce să-i omori? În chestiune, cum era? Că dacă de-amu Hitler a dat comandă, ei îndeplineau că dacă era un... Că era Hitler comandat cu tot frontul. Și acum toată vina pentru ce s-a întâmplat la Pepeniu ai Hitler și cu Antonescu? Dacă vine un smintit acum la putere și dă comandă, omorâți-i puteți cu barbă sau omorâți-i puteți suri la cap. Dar câte s-au făcut și în timpul de fapt și se pare că numai genii se face chiar în timpul de fapt. S-a răspuns zvonul că vin rușul să elibereze pe evrei și să dea foc satul. Și nu răspunde. Uțanul a numit comandant suprem a frontului aici, dealul ăsta din Pepeni și Răzule. Te duci, armele le-au dat la primilitar, o ce mă trebuie din vânători care aveau arme, ieșiți aici și opriți să nu intre, să nu intre rușul în sat. Și eu îl întrebam pe Uțan. Spune, ia dacă un ofițer ai fost, putem un plutonier să hotărească soarta la 300 și ceva de oameni. Sigur că nu. Sigur că nu. Trebuie și fost un ordin. Un ordin. Deci reiesă numai așa. Că ordinul a fost dat. Voilà. Totuși am vorbit cu cercetători și am văzut în documente. În cazul nostru de la Pepeni, în mod excepțional, se vorbește în anchetele din 46, din 44, că Bordei a primit de două ori plicuri în care scria ordinul și comanda ca să ardă plicul după aceea. Abia în iunie 42, revista Jandarmeriei prezenta într-un număr festiv așa zisele fapte de glorie ale jandarmilor pe frontul de est. Dar în 41, publica integral ordinul de zi al generalului Antonescu cu o sanale la adresa lui Hitler, câteva pagini despre dresarea câinilor, știri interesante despre ororile bolșevicilor în Ucraina și o pagină cu sfaturi utile despre îngrășatul gâștelor. Eu când am venit la armată, din Sibire, am fost ridicat, eu nu știu ce sunt socotele astea. Au venit trei jandari cu puștile și au spus, dacă nu iei voie și mergi cu noi, să luăm pe evreii orăzani, cum se trebuie, că să ia ca și trece în carcasă. Să la carieră, să duc la carieră acolo, ia și, ideal, la buzărie. Și dăm toți cu puștile la schinare. Și mă așa aveți face, dacă ne cu puștile la schinare, aveți omori femei, copii. Care copii? Femei și copii evrei au fost omorâți în iulie 41. Tu și știi, vei. Du-te de ce cu politica asta, trebuie să nu vii. Tu de unde ești? La Pepeni. La Pepeni ești? La cui ești tu? De la Brega. He? La lui Brega. Tu ești Oleg? Tu ești Oleg? Uscai treaba. Eu îmi caut de treabă și mă doare și tot la treabă. Nu te doare pe tine nică. Nu mă doare nică, de ce să mă ta pentru mine? Nu te doare pe tine nică. Mă doare. Eu vreau să apăs ce-mi întâmplat. Spune adevărul. Eu știu, tata și-mi-a povestit, știu, mama și-mi-a povestit că a fost cu vremea și aia de aia. Noi mai ne mâncăm, măi, că suntem câte partide să-i stai cu mine. Dar de ce ne mâncăm? Ne mâncăm, știi pe ce? Voi vreți să distrugeți poporul ăsta, tineretul. Zimit, asta e păcat, asta aveți păcate voi. Voi sunteți ai ești chisoace, ești chisoacă, tu trebuie să mă înveți mine. 74 de ani să mă înveți și ești cum. Ești la război, Doamne ferește, dar pe Moș Gheorghe, măi, om staruță de biserică, vei. A fost Moș Gheorghe Spânache, un bătrân pe 70 de ani avea. Și trebuie el să ducă, o aprins fânariu și cu fânariu în mână s-a dus acolo. Ei, când au văzut Bordei,
nu era lumină electrică atunci, era pentru neric și lucrau. Și vine goaș și el ținea fânarul și care mai umblac printre cadavre și care mai foie îl mai împușca. Asta e o filă neagră, dar mie îmi pare foarte rău și nici azi nu vine a crede că un cetățan pașnic cum e moldovanul, muncitor, om cu inimă mare, un om primitor, deci a luat parte la acest masacru. Părerea de rău, asta e adevărul și un adevăr nu trebuie să-l spunem. Cum asta s-a întâmplat? Cine a influențat asupra unui om să facă lucrurile astea, eu nu știu. Pentru că fiecare, cum nu era el, în momentul ăla putea să refuze. Dar părerea rău a fost ca asta. Și fără contribuția cetățenilor, poate nu s-a întâmplat cu asta. Vreau să spun că în genere și deportările care au avut în Republica Moldova loc, deci mult au influențat cetățenii. Invidia moldovană și spune că invidia ucide. Invidia moldovană într-adevăr ucide până la vorba. Eu ca istoric și la profesor de istorie, noi lucrăm în baza documentelor care le-am avut. Sau a mărturilor. Da, sau a mărturilor. Iată ce îi spuneți dumneavoastră, este informație nouă. Dar cine până mai de unul putea acest document să le aibă? Masacru îi omorârea sălbatică a oamenilor care nu se pot apăra, nu ei ne dau posibilitatea să apere. Când au auzit mai nu mai scrie de tatăl, dacă... Apoi zicea, deci când s-a dus acolo lume și punea așa urechea la pământ, o auzărea client. Dacă eu tântii de zi acolo... Da, au fost așa, dar nu au fost. Ca așa, dacă nu vezi, nu crezi. Moise Turcin mărturisește că în 1945 a adunat de pe jos, din jurul fostelor cariere de piatră de la Buzdarevici, trei saci cu oase umane, împrăștiate de animale și de păsări. A aflat de la consăteni povestea tristă a familiei lui și în amintirea lor a edificat în cimitirul evreiesc de la Telenești un monument pentru soția și fiica lui și un alt mormânt comun în memoria tuturor celor masacrați la Pepeni în iulie 41. După asta a emigrat în Israel, dar a făcut demersuri și în România și în URSS ca să fie anchetați și judecați cei vinovați pentru masacrul de acasă. Klinger, cum a scăpat și cazul de la Romanovca? Când el cu familia, cu căruța... Și nu a scăpat Klingerul și s-a pus la Romanovca, doamne. Chiar, păi dar cum a ieșit din Beci și a ajuns el... Ia că și... Păi, nu știu de ce... I-a dus de vădă ori. Și frații ăștia Klinger și cu toată familia lor, copii, îi ducea la slingerie, la secția, cu de secția. I-a însoțit Iene, jandarmul Iene. Iene, da. Eu este ca pot să dau eu lămuriri, pe dânsul Dudel îl cheamă. Soția și familia lui, copiii, s-au dus la Bălți. Și când acolo seară, băi, tot funcționa niște legi și atunci tot nu mai se luau din pod. Când acolo la Bălți le spune și ce evreii dușeță, și ușeță acolo, așa, terminată cu dânsul. Prin drept cu Romanovca, i-a apucat pe cei doi și s-a luat la lupt cu dânși. Vine unul de la prășit cu sapa și a tras o sapă în cap. Acolo a rămas. Pe auzite astea, dar și s-a aude. Poate a fost mai strașnă, poate a fost... Și doi, dar erau doi zdaveni cringeriște. Erau ei cu familiile lor și cu copii. O sărit la jandar și le lua armele de mână. Jandarii și tărăcni, prin prejur, erau oameni, acolo pe deal erau, la lucru. Și s-au dus în ajutorul jandarmilor. Și s-au făcut o încăierare, oamenii s-au dus, lucrau cu săpile, cum lucrau. Prin jandarii și eu scăpat, luat înapoi armele, în mână jandarii și eu am pușcat. Pitați. Unul de cei din căruț, care îi duce cu căruța, măi, veniți, veniți, mă împuște dacă ies din Romanovca, veniți.
sufnet un rus din roman, ca un om din roman, că și-a trântit cu sapă în cap la Clinger și acolo și l-a stupat pe malul Iazului. Cam pe și ea, pe unii stâlpi și ala. Dar nu știi cum s-a întâmplat, cum a ajuns fie împușcați aici, că ei doar trăiau la Pepin sau la Bălți. Nu știu de asta. Nu se vorbește despre asta. Deci cam pe aici, pe locul ăsta, cred că eu omorât, eu împușcat și cam pe locul ăsta eu îngropat. Da. Dar au fost vreun semn, ceva în afară de mogila și ei n-au pus nimeni, eu știu, o cheatră sau o placă, ceva. Poți mai înainte. E că aici numai o leacă, o mică înălțare. Aha, apă, mă tincă, cam aia asta, da. Cam aia asta. Așa. Când au ieșit pe tațu și pe frațu Avrum, acolo la... Și toată familia lor? Da, toată familia lor. El a fugit. Sus la stână, asta-i drept. La stână, băi, cum ești, băi? L-a întrebat, da, la cutare, la cutare. Dar șeful a anunțat, vedeți un evreu, vedeți un om străin, numai decât veniți și spuneți. Și bine, imediat s-a spus, cum? O veniți acasă. Dar noi am venit un copil de jidani. Așa grea atunci. Jidani. A duceți să-l faci. Și ia că, domn șef, am adus o raportat jandar. Ce facem cu dânsul? Păi, eu și am înțeles, cam fel lui poate nu bine am înțeles. Ce s-a făcut cu ceilalți? O răspuns, Borlei. Dar el spune că eu vreau să mă duc acasă să-mi iau ceva îmbrăcăminte. Era în cămașă comunistă scurtă, pantalonaș comunist, cu scurț. Copilul? Da. Capul gol, ați am văzut cu ochii ei. Băiatul merge și tot se uita înapoi. Jandarul tot spune, hai, tot du-te. Și după dânsul, după dânsul. La văd, 3-4 metri de dânsul. Când se întoarce el și merge încolo, l-a tras, vă două focuri și l-a căzut. Căzut cu moarte. L-a pus pe o tașcă, da. Și este premeditare, l-a dus la lucru. Din spusele bătrânilor, cum am și noi ne-am interesat, aici au fost aduși acele cadavre care au fost împușcate, măcelărite din teritoriul comunei. Dumnezeu să-i dumneavoastră în pace. Ce am hotărât și noi, spunem, o piatră de comemorare acestor victime. Avem 300 de porcoi, asta-i mult. Haideți să facem o... Asta-i mult. Costică, dar fă-și cu amiu, te rog. Nu, și cu amiu, să vreau să fac. Ce-ți faci cu amiu? Unii i-au luat cu dreptate, dar mai mulți i-au luat fără dreptate. Chiar ca un frate de-a lui omul meu, a fost în răduț la jia lor. Și l-au luat pe nedreptate, l-au luat. Și apoi au făcut nu știu cât pușcărie, un an, ori doi, dar i-au dat drumul acasă. A, și el nu a participat deloc? Nu a participat deloc. Majoritatea e la noi, care nu ca chiabori, ca colaboraționiști atunci au ridicat. Familiile la cei care au fost cu evreii, familiile la cei i-au deportat. Iacob Daraban tot pentru că ce-a făcut tata și pe moș Vasile Socolencu tot pentru ce-a făcut tata l-a luat. Dar ce vin aveau copiii, familia pentru ce-a făcut tata? Așa era, tu scos o lege atunci și apoi și în sat era, aia, era ca, cum îi vezi, cum au spus, era Andrei Ivanci Vulpi și el îi spune de la Raion, program, tu să-mi dai listă. Da. Și listă și cine te mai răzbire? Vine seara și te lua din casă și ieși. Torturi mari au fost, nu, ce, asta la ușă, mâna. Eu strânge la ușă, omul răcne și de-am n-aveam încotro. Dar nimeni are de un țigan, Vasile Sentiră. Păi dă-mi sunul ce nu e. Deloc. Ai ușis? Am ușis. Câți? Nu e numărat. Am ușis. Cât am putut, am ușis. Aha, pe acă. Uite, omul spune drept. Vasile Țintilă a fost printre cei 4 pepeneni împușcați la Bălți în martie 45. Altor 2 condamnați la moarte le-a fost comutată pedeapsa în 20 de ani de muncă silnică, încă 13 locuitori din Pepeni au primit ca pedeapsă diverse termene de închisoare, iar 3 au fost achitați și eliberați după câteva luni de arest preventiv. Principalul vinovat, șeful de post Ion Bordei,
a fost judecat abia în 1946. A fost și el condamnat la 20 de ani de închisoare pentru crime de război, dar s-a ascuns timp de 11 ani cu identitate falsă și a stat după gratii doar 6 ani jumătate. Șeful lui Hrușcă a fost arestat în 1953, dar a fost achitat ulterior și eliberat din arest preventiv peste aproape 2 ani. Когда мы уже увидели вот этот памятник и поняли его смысл, у нас у всех, и вот у рабочих, которые здесь работали, и у членов еврейской общины, которые были здесь, и представители, у нас у всех навернулись слезы на глазах. От имени общины я хочу поблагодарить всех селян за то, что вы сохраняете память о том, что произошло, о том, что этот памятник находится в великолепном состоянии, все время чистый, и ни у кого не поднялась рука, что вы его осквернили. Это прекрасно, мы вам за это благодарны. Crezi că ar trebui să amenajăm cumva locul, să păstrăm memoria la oamenii și ei care au murit? Dar au murit tot familia, au fost omorât tot familia, poate ar trebui să simt noi în locul familiei. Eu mă gândesc că toți care mai rămas pe urmă, județani pe piept, poate au făcut ei și așa au mormântat. Dar uite că n-a rămas nimeni în seamă. Ei, cum să vă spun, prostie mare a făcut lumea. Și a ajutat lui Călău și să-și. Acum nu avem niciun evreu în sat. Poate trăiesc moldovenii mai gine fără evrei. Da, eu o să cot că nu erau oameni răi, că la noi era tal palatski. Da. A lucrat la garaj. La garaj. Evreu? Evreu. Dar și el a murit în mod ciudat. Da, da. Și mesă. Oare ce s-a întâmplat? Da, mai țin minte. Cred că e ultimul evreu din sat și așa la tot a murit violent cum au murit și ceilalți. Da, da. După aceea, Talpalaschi când s-a întors în sat? Da, Talpalaschi, da, eu duc în Rusia, de-am pe Talpalaschi și pe Soșa. Și au venit ei amândoi în sat, când au venit, au tras la casa lor. Și au venit mahala tăsă, le-au îmbrăcat casa. Mâncare le-au dat. Bun! Și am venit și așa zat, de-am s-au întărit o leacă. Și mi-așa s-au face și ne-așa învățat acolo, învățat la școală acolo, că aici evrei de-am nu era. În sat nu prea mai rămâne. Nu, nu era. Puțin eu venit, ai vă câțiva de-am nu. Nu și să e pe dâns. Așa că prăiețuie să măcerul din iulie 41, l-o ușesc pe urmă, da? Sau cum? Da, nu știu ce că... Nici nu știu în ce ani. Așa zice că l-o ușesc, da. 90. Acasă, la garaj sau unde? Acasă. Nu știți de ce motiv? Nu știu, am auzit, era tot așa lumea stresată, că iau ce întâmplare, iau ce întâmplare, ori la oară așa dimineața. Am intrat în casă și l-am ușit și pe dânsa o ce colegat, nu știu, că pe ea a fugit, numai și asta aici. Nevasta lui? Da. Dar și s-a făcut. Ea ca tot așa nică nu știe. Nici pe nimeni nu a găsit, nici pe nimeni. Parcă după mine, lumea s-a mai civilizat, s-a mai dezvoltat și mental. Și... Însă, după unii mă gândesc, poate să se întâmple încă. Nu poate să se întâmple încă. Tata meu nu s-a urât și eu nimic, nu le trebuie nici la dânsă. Dar s-a luat, că aveau prin casă bunuri, aveau mai bine decât cum avem noi. Din trânsul îndrăznit și ai, s-a luat. Eu catam mingea lui Mișa și nu putem găsi. Și n-am mai găsit. Dar ai vrut mingea lui Mișa? Am vrut mingea. Dacă el avea minge și noi mahala și ea ne jucam cu dânsă. Că a pus o făcut școli prin tete casele astea unde o țărință, da? Ne s-a făcut școli și apoi am luat la școală prin casă, ce că e bine la o țărință.
Deci unde au fost case evreiești, s-au făcut școli sau magazine de stat? Da, școli mai mult, că dacă nu era clădire așa pentru școli. Dar observ că despre pagina evreiască nu avem cam de nimic sau nu se vede. O mapă am văzut, ne-a adus-o la primărie. Da, mapa are, dar așa nu este expus. Ceva, măcar o frază despre evrei din sat? Tot din auzit și care ne tot le scriu eu. Dar știți că pe locul unde e biblioteca acum, unde clubul a fost casă evreiască, știți că aici unde a fost toaleta clubului, a fost școală. Deci nici o carte despre ce. Am avut sute de evrei în sat, au lăsat o leac de istorie și nu a rămas nimic. Omorâți cu cruzime de către hitleriști în 1941 în satul Pepeni. Asta e mormântul cel comun despre care scrie Turcin.